Bună seara! Vă mulțumim pentru așteptare. Suntem deja la a șasea zi de când s-a decretat stare de urgență pe teritoriul României. Prin măsurile luate pentru limitarea răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus, putem spune că am reușit să ne atingem principalul obiectiv. Nu avem răspândire comunitară extinsă pe teritoriul României. Până acum am reușit acest lucru și este meritul tuturor specialiștilor implicați în această luptă, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții cu atribuții în domeniu. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care faceți eforturi pentru a vă îndeplini misiunile de o importanță deosebită pe care le aveți în această perioadă și să vă spun că sunt sigur că avem toți puterea de a continua această luptă până când o vom câștiga. Măsurile pe care le-am luat în prima zi, după instituirea stării de urgență, sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adaugă un alt set de decizii extrem de importante. Dintre acestea vreau să menționez. Am emis mai multe ordine. Ordinul privind operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile Ministerului Afacerilor Interne. Am lucrat împreună cu ceilalți colegi din guvern pentru ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea codului penal. Am emis ordinul pentru aprobarea procedurii de încadrare pentru o perioadă determinată de 6 luni în posturile vacante din Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, am emis ordinul pentru stabilirea măsurilor organizatorice pentru impunerea respectării regulilor de carantinare și izolare. Un ordin foarte important este ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne și al Procurorului General al României privind stabilirea unor măsuri de natură organizatorică referitoare la activitățile unităților de parchet și poliție judiciară pentru perioada stării de urgență. Prevederile acestor acte normative vor fi detaliate de domnii secretari de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat. Tot ceea ce decidem prin ordine sau ordonanțe militare are scopul de a limita riscurile la care se expune populația. Toate asemenea decizii sunt propuse împreună cu specialiștii din Comitetul Național pentru Situații de Urgență și asumate la nivelul Guvernului României. Sunt aprobate de către domnul prim-ministru Ludovic Orban și aduse la cunoștința domnului președinte al României, Klaus Iohannis. Vreau să vă reamintesc faptul că am desfășurat în această perioadă operații integrate pentru identificarea, achiziționarea și aducerea în țară a unor echipamente de protecție necesare situației în care ne aflăm, echipamente care nu existau în rezerva de stat. Au fost acțiuni integrate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Finanțelor Publice. De asemenea, am desfășurat acțiuni în forță împotriva celor care au încercat să speculeze această situație pentru a se îmbogăți. Vorbesc de cei care, prin diferite metode, au făcut stocuri de materiale de protecție pentru a le vinde la prețuri foarte mari. Acest lucru nu este doar ilegal, este și cinic. În aceste momente trebuie să fim toți uniți și să luăm toate măsurile necesare pentru a limita răspândirea virusului. Nu să se gândească unii la cum se pot îmbogăți profitând de această situație creată. Garantez cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne, Poliția și toți factorii responsabili împotriva celor toți cei care luptă împotriva fenomenului infracțional sunt la datorie pentru a depista asemenea fapte imorale și ilegale. Vă prezint pe scurt ordonanța militară numărul 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Este o ordonanță militară la care am lucrat împreună cu specialiștii, cu membrii Comitetului Național pentru Situații speciale de urgență,
adusă la cunoștința factorilor de decizie de la cel mai înalt nivel, o ordonanță militară care va regla tot ceea ce se întâmplă în zilele următoare. Articolul 1. Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepție sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22. Articolul 2. Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Este vorba, așa cum știm în termeni general, despre mall-uri. Prin centrul comercial se înțelege structura de vânzare cu suprafață medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate, astfel cum este ea reglementată la anexa din legea numărul 296 din 2004 privind codul consumului republicat cu modificările și completările ulterioare. Această măsură se va aplica de mâine seară, de la ora 22. Articolul 3. Circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Articolul 4. În intervalul orar 6-22 se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive. Așadar, pe timp de zi între ora 6 dimineața și 22 facem recomandări. Urmează un alt articol unde impunem reglementări. Citez. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. E. Deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie și domestice. La articolul 5 intervine restricția sau, în termen pozitiv, permiterea circulației doar în anumite condiții. Citez articolul 5. Aliniatul 1. În intervalul orar 22-6, circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la articolul 4, articolul citit mai devreme cu privire la recomandările pe timp de zi. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverințe eliberate de angajator sau o declarație pe proprie răspundere. Aliniatul 3. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul instituțiilor Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, Corpului Diplomatic, personalul care asigură serviciile de utilitate publică, Guvernul României, Administrația Prezidențială, și măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22, adică de mâine seară de la ora 22.
Un alt articol important este cu privire la tranzitul prin punctele de trecere a frontierelor. Așadar, împreună cu colegii din Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, după ce am analizat în grupul tehnic de lucru, în Colegiul de Conducere al Ministerului Afacerilor Interne, cu colegii de la Poliția de Frontieră, Poliția Română și toți cei care răspund de siguranța zonelor de frontieră, inclusiv tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și la nivelul direcțiilor județene de sănătate publică a Ministerului Sănătății. Și în concluzie am semnat această ordonanță militară care cuprinde articolul 6, citez, se interzice intrarea pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat a cetățenilor străini și a patrizilor, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera A și B din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 194 din 2002 privind regimul străinilor în România republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu alte state. Exact cum, să vă dau un exemplu, cetățenii români tranzitează Ungaria, de la granița cu Austria, printr-o înțelegere cu partenerii din Ungaria, pe un culoar bine definit. Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și a patrizilor care fac parte din următoarele categorii. Sunt membri de familie ai cetățenilor români, sunt membri de familie ai cetățenilor alte state membre ale Uniunii Europene sau ale spațiului economic european, ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România. Trebuie să dau și acest amănunt, este cuprins la un alt aliniat C și în continuare la D, pentru mediul de afaceri care are persoane străine ca și angajați în unitățile de producție. La excepții, persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent, permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state potrivit dreptului Uniunii Europene. Evident că mai sunt și persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent. Personalul diplomatic, pasageri în tranzit, pasageri care călătoresc din motive imperative, medicale sau de familie, persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare. Această măsură se aplică tot de mâine seară, 22 martie 2020, de la ora 22. A trebuit să luăm o decizie cu privire la mulți cetățeni care, din păcate, nu respectă regulile impuse pentru izolare sau carantinare. Am spus din păcate pentru că noi ne așteptam ca să fie mai multă responsabilitate și mai multă implicare față de toți ceilalți concetățeni și față, până la urmă, de cei dragi și de propriile familii. Așadar, persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate direct în carantină sub pază. 2. Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile prezentate anterior nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
Măsurile se aplică imediat cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României. După estimările noastre, cred că de mâine. O altă măsură luată este cu privire la persoanele care au nevoie de susținere, locuiesc multe și în zona rurală, având în vedere restricțiile de circulație, pot fi puse într-o situație delicată cu privire la aprovizionare sau la asigurarea alimentelor și a mijloacelor de subzistență. Și în concluzie, am semnat și am decis, împreună cu colegii, să luăm următoarea măsură. Articolul 8. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor. Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal de către autoritățile locale la Centrul Județean sau al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției, centru care la fiecare județ lucrează alături de comitetele județene pentru situații speciale de urgență. Aceste centre și comitete locale identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alineatul 1. Măsura se aplică imediat cu publicarea acestei ordonanțe militare în Monitorul Oficial. Articolul 9. Această ordonanță numărul 2 are și o parte în care upgradează, modifică sau completează ordonanța numărul 1 cu noi prevederi pentru mai multe clarificări. Și sunt două foarte importante, sau chiar trei, cu privire la serviciul religios, cu privire la tot ceea ce ține de comerțul cu medicamente și, evident, un punct delicat, dar foarte important, cu privire la transportul de mărfuri. Vă dau o citire pe scurt celor trei componente. Așadar, ordonanța militară numărul 1 din 2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează. 1. După aliniatul 1 al articolului 2, se introduc două noi aliniate, aliniatul 2 și 3, cu următorul cuprins. Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online. Se pot oficia acte liturgice religioase cu caracter privat, botez, cununii, înmormântări, la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora. După aliniatul 2 al articolului 4 se introduce un nou aliniat, aliniatul 3, cu următorul cuprins. Prevederile aliniatului 1 și 2 se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitate maximă autorizată mai mare de 2,4 tone. Este vorba de autoutilitarele, furgoanele, așa cum se cunosc ele în termeni uzuali în domeniul transportatorilor, care au maxim sarcina lor și tonajul ajunge la maximum 3,5 tone. Noi, în prima ordonanță, am exceptat doar ce este peste 3,5 tone și pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, pentru a susține transportatorii, am coborât limita la 2,4 tone. Și o ultimă modificare la ordonanța militară anterioară. La aliniatul 2 al articolului 5 se introduce un nou aliniat cu următorul cuprins. Alte excepții de la interdicția prevăzută la aliniatul 1, fac o paranteză, cel cu zona medicamentelor și materialelor sanitare, deci aceste excepții se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătății. Măsurile se aplică la toate
aceste trei modificări, imediat cu publicarea acestei ordonanțe numărul 2 în Monitorul Oficial. Mai e un articol 10 cu privire la abilitarea mai multor instituții să aplice amenziile pe toate palierele. Așadar, sunt abilitate să asigură aplicarea și respectarea prevederilor prezente ordonanțe militare, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale pentru măsurile prevăzute la articolele 1 și 2. Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția Locală pentru măsurile prevăzute la articolul 3, 5, 7, Poliția de Frontieră Română pentru măsurile prevăzute la articolul 6 și, în final, nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la articolele 1, 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală în conformitate cu prevederile articolului 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 per 1999 cu modificările și completările ulterioare. Personalul instituțiilor prevăzute la aliniatele anterioare este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile articolului 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 1 per 1999 cu modificările și completările ulterioare. Cam aceasta este ordonanța. Evident, detalii tehnice și oficial o veți putea avea în Monitorul Oficial în cel mai scurt timp. Îi rog acum pe domnul secretar de stat Bogdan Despescu și domnul secretar de stat Raed Arafat să vă detalieze câteva din acțiunile care le-am făcut în aceste zile, decizii importante, cât și soluții la unele probleme pe care le-am găsit în timp operativ. Mulțumesc tuturor angajaților Ministerului Afacerilor Interne, mulțumesc și partenerilor din celelalte instituții, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, pentru susținerea și parteneriatul lor în această promovare a unui act normativ care reglementează, iată, o paletă foarte largă de situații și de relații, de norme pe care trebuie să le aplicăm, dar trebuie să fie și respectate de toți cei care sunt în anumite situații. Vă mulțumesc încă o dată. O să mai am o intervenție la sfârșit. Rog pe domnul chestor, domnul secretar de stat Bogdan Despescu, să ia cuvântul. Bună seara! Mulțumesc, domnule ministru! În ultima săptămână, aproximativ 14.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost implicați zilnic în acțiuni de asigurare a protecției unităților medicale sau de carantină și de verificare și monitorizare a persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu. De asemenea, au asigurat măsuri la frontiera de stat, au însoțit convoaiele pe culoarele sanitare și au desfășurat alte misiuni specifice. Dintre angajații Ministerului Afacerilor Interne aflați la datorie, peste 8.000 au fost polițiști, 700 sunt jandarmi și 500 pompieri. Totodată, dispozitivul de polițiști de frontieră acționează la capacitate sporită. Peste 4.300 de colegi aflați în punctele de trecere a frontierei, cât și în zona de frontieră. Efectivele menționate mai sus au efectuat nu doar misiuni pentru prevenirea răspândirii infectării cu noul tip de coronavirus, și au desfășurat activități distincte în dispozitivul zilnic de menținere a ordinii și siguranței publice. În continuare, vă prezint două exemple din activitatea desfășurată de structurile Ministerului Afacerilor Interne în ultima perioadă. Poliția Capitalei a efectuat percheziții la mai multe locații din județul Ilfov și din municipiul București, acțiuni făcute publice deja de colegii din Poliția Română. În urma acestor percheziții au fost descoperite și confiscate peste 13.500 de măști de protecție și peste 11.000 de perechi de mănuși, aproximativ 900 de litri de dezinfectant pentru suprafețe și pentru mâini și peste 300 de ochelari de protecție. Aceste produse fuseseră achiziționate ilegal de suspecții și comercializate în numele unor societăți comerciale cu alt profil de activitate, la prețuri supraevaluate, profitându-se de cererea crescută din acest moment. Am acționat ieri pentru a preveni vânzarea produselor respective, care acum vor fi donate unităților medicale care au nevoie de ele. Cazul este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București. De asemenea, într-un alt caz,
sunt desfășurate cercetări față de un bărbat care promova pe rețelele de socializare produse despre care el susținea că sunt teste pentru detectarea infectării cu noul tip de coronavirus. Aceste produse au fost confiscate pentru a fi oprite de la vânzare și vor fi testate de specialiști pentru a se stabili cu exactitate dacă sunt cu adevărat teste pentru detectarea infecției cu noul tip de coronavirus sau sunt alte produse farmaceutice. Fac apel la cetățeni să nu cumpere sau să nu accepte așa zise testări oferite prin internet de persoane fizice sau juridice neautorizate. Riscă să fie induși în eroare de persoane rău intenționate care urmăresc să obțină profit financiar prin metode ilegale și nimic mai mult. Ceea ce v-am prezentat până acum nu sunt singurele măsuri luate. Tot în ultima săptămână, la nivel național, au efectuat verificări pentru un număr de peste 15.000 de persoane despre care existau informații că provin din zone de risc, zone roșii, zone galbene, din statele Uniunii Europene sau din alte zone. De asemenea, alte aproximativ 4.000 de persoane aflate în autoizolare au fost verificate de polițiști la solicitarea direcțiilor de sănătate publică. Totodată, Poliția de Frontieră a transmis către toate comitetele județene pentru situații de urgență și către toate autoritățile publice locale listele cu datele cetățenilor români care au intrat în țară din zone de risc în ultima perioadă. Iar aceștia sunt verificați în permanență la nivel local de structurile de ordine publică cu privire la respectarea condițiilor de autoizolare. Până în prezent, au fost deschise de către structurile MAI 117 dosare și au fost aplicate 329 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale. Doresc să menționez faptul că structurile de poliție locală au intrat sub comanda operațională a Poliției Naționale în urma semnării ordinului de către domnul ministru Ioan Marcel Vela. Astfel, echipajele formate din polițiști locali acționează pentru menținerea ordinii publice în sistem integrat cu Poliția Română și, de asemenea, sprijină jandarmii și polițiștii în activitățile de verificare pe cei care se află în măsura autoizolării. Mai fac o scurtă referire la ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea codului penal. Aceste modificări sunt necesare, pentru că am observat că sunt persoane inconștiente care decid să nu respecte regulile impuse și să se joace cu sănătatea publică. Ordonanța a fost publicată deja în Monitorul Oficial și după intrarea în vigoare, pedepsele ajung până la 15 ani de închisoare pentru cei care nu respectă regulile și care transmit boala altor cetățeni, în cazul în care cei care au contactat boala au suferit vătămări. Nu este de joacă și nu ne jucăm. Îndemnăm populația să sesizeze orice încălcare a regulilor de izolare, carantină, iar răspunsul nostru va fi unul ferm. În final, vreau să le mulțumesc tuturor celor care fac eforturi pentru protejarea cetățenilor. Ați demonstrat că sunteți adevărați profesioniști, meritați respectul și încrederea întregii națiuni române. Vă mulțumesc! Bună seara! Am să vă prezint pe scurt ce măsuri au fost luate în ultima perioadă și ce acțiuni sunt în curs de realizare de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar nu numai, pentru că aici vorbim și de Ministerul Apărării Naționale și de Ministerul Sănătății și de structurile altor ministere și instituții care sunt implicate în combaterea și în prevenirea și rezolvarea problemelor care sunt corelate cu COVID-19. A fost operaționalizat Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. Este în legătură cu toate centrele județene și cu centrul din municipiul București și a devenit locul unde acum avem toate datele care se concentrează pentru a face actul de coordonare mult mai ușor pentru toate structurile. Continuă din partea Ministerului Apărării construirea și instalarea spitalului Rol 2, Spitalul Militar Rol 2, care se instalează în curtea Spitalului Aslan și unde, bineînțeles, există și alte activități care se desfășoară la nivelul Spitalului Aslan pentru pregătirea acestui așezământ, să zicem, acestei clădiri, în caz în care va trebui să internăm acolo pacienți cu gravitate ușoară sau medie sau chiar de terapie intensivă care sunt afectați de COVID-19.
În data de 19 martie am semnat ordinul comandantului acțiunii pentru constituirea Comitetului Responsabililor Zonal pe specialitatea anestezie, terapie intensivă și nominalizarea membrilor în contextul infecțiilor cu SARS-CoV-2. Bineînțeles, această acțiune este în comun cu Ministerul Sănătății. Acest comitet va răspunde prin responsabilii zonal de fiecare zonă din țară de organizarea modului de preluare și rezolvare a cazurilor, mai ales de terapie intensivă vorbim aici. Pentru că presiunea mare, dacă începe să crească numărul cazurilor și dacă avem un număr mare de pacienți, presiunea mare va fi asupra secțiilor de terapie intensivă și acest comitet va fi cel care va coordona această activitate sub coordonarea domnului secretar de stat Horațiu Moldovan de la Ministerul Sănătății și în colaborare și cu Departamentul pentru Situații de Urgență. În rest, cel mai important lucru este siguranța celor care lucrează în sistem. Știm că a fost o problemă cu livrarea echipamentelor de protecție din lipsa acestor echipamente în stocuri. Chiar dacă s-a încercat mult de a achiziționa cantități mari, întotdeauna ne-am întâlnit cu lipsa stocurilor pe plan internațional și nu a fost o problemă cu care s-a confruntat numai România. Acum pot să spun că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a semnat toate contractele subsecvente în urma acordurilor cadru încheiate de ONAC și acum trecem la livrarea materialelor care au fost prevăzute în anexă Ordonanței 11/2020 al Guvernului României. Astfel, ca să fie livrarea mai rapidă, împreună cu Ministerul Apărării Naționale și mai ales cu Forțele Aeriene Române, organizăm preluarea produselor în regim de urgență, cel puțin prima parte a lor, și livrarea lor către unitățile sanitare, către serviciile de urgență, unități de primire urgență, servicii de ambulanță. Pot să spun că primele măști de nivel înalt de protecție au fost distribuite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe plan național. Vorbim aici de măștile FFP2, FFP3, care au fost distribuite 80.000 de măști, pe lângă ce a adus Unifarmul, dar urmează de mâine să înceapă să sosească cantități importante de materiale și să fie distribuite în regim de urgență de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu titlu gratuit, fiind finanțate din bugetul de stat către unitățile sanitare și către personalul care este în linie de front în această luptă. În sfârșit, aș dori să subliniez un aspect. Astăzi, cu toții am observat și domnul ministru a menționat faptul că un pic populația s-a relaxat și am văzut că mai mulți au fost la picnic, la drumeții, afară, având în vedere că vremea a fost frumoasă. Am fost necesitați să emitem și un mesaj prin RoAlert, să reamintim oamenii de situația în care ne aflăm, chiar dacă nu este o situație critică, dar prevenirea totuși rămâne linia cea mai importantă de apărare împotriva acestei boli. Rugămintea noastră către toți, chiar dacă prin ordonanța militară emisă astăzi recomandăm unele măsuri în timpul zilei, considerați-le ca și cum ar fi fost obligatorii. Comportați-vă cât mai responsabil pentru a vă proteja și a proteja familiile voastre. Comportați-vă responsabil și aplicați regulile de igienă personală, evitați plecările și ieșirile din casă dacă nu sunt justificate și respectați toate indicațiile autorităților. Mulțumesc și cu siguranță o să vă comunicăm alte date pe linie medicală cu cât ele evoluează. La acest moment pot să spun, astăzi, la ora 13, am avut 367 de cazuri confirmate și mâine, bineînțeles, vom comunica cifra nouă la ora 13. Mulțumesc! În încheiere, aș dori să transmit un apel. Dragi români, ne confruntăm cu una dintre cele mai mari crize din ultimii ani. Dar rezolvarea se află la noi. Este în puterea noastră să găsim resursele, acum, poate mai mult ca niciodată, să arătăm forța pe care acest popor a avut-o dintotdeauna. Absența celor dragi este dureroasă, dar pierderea lor
poate fi tragică. Rămâneți în case. Limitați-vă întâlnirile și respectați regulile. Prioritatea noastră, a guvernului, a factorilor responsabili, este viața românilor. Împreună am rezistat prin războaie, cu tremure și dictatură. Vom rezista și acum, uniți ca unul. Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă mulțumim!